fraților, avuserăm parte anul ăsta de o toamnă cum e rar dat omului să vadă. Păi da, luminoasă, frumoasă, mănoasă, că-mi și zisă, stai chiar o zăpăcitu, tractoristul de. Și bă, neamărine, bă, bă, dacă toate toamnele ar fi ca asta, să fiu al dragul dacă n-aș umbla pe tractor numai cu mânuși albe, auzi, numai cu mânuși albe. Bă, stai ce vă zic, bă, ai răbdare o țâră, bă. Ai răbdare, țâre, că trebuie să vie ea ziua când le-o veni la oameni mintea la cap și în loc să arunce banii pe fereastră pentru bombe și alte drăgovenii, o să pui umăr la umăr să facă viața mai frumoasă. O să vezi tu atunci că munca se face ca o fată mare primenită de se duce la oră. Da, veta care da pe la găini prin fundul curții și a, Mărine, Mărine, mi se pare mie ori tu cam faci politică. Păi zic, ce muiere tu nu faci? Păi ce nu prea fac, eu nu mă pricep. Fă zic, de muncit muncești la ceape? Și muncesc, fruntași ești, sunt copiii făcuși, făcui, de crescut, îi crescut, îi crescut. Păi atunci faci politică, fă. Păi tu faci mai din hai ca mine politică și faci de aia bună. Păi da, de aia bună, că dacă crescuși copii, dacă le detești viața, înseamnă că tu lupți pentru viață, pentru pace. Dar uite că mă luai cu vorba și a, de toamnă vorbeam, că fumănoasă, frumoasă, că de aia cum se apropiau zilele lui 78 de fundul sacului, îi zic lui Veta. Mă, Veto, fata, tati. Fă, zic, pregătește-te de drum, că mergem la București să petrecem anul nou la nașul Pantelică. Mărine, Mărine, zice ea, eu parcă n-aș prea merge. Fă, zic, nici eu n-aș prea merge, dar n-avem încotru. Când trimeasă nașul vorbă, să nu cumva să-l las de anul nou fără zaibăr. Că se întâmplă dracu de a bătrână să neacă cu vreo sarma și dacă n-are ce bea după ea, dă ortu, de o cară în spinare pe lumea ilaltă. Și eu nu vreau să merg ca măgarul cu abătrânile în spinare de râsul lumii. Mărine, zice, tu îmbătrâniște prostiști, pe ce tu crezi în lumea ilaltă? Nu cred, fă, stai o țărănul finăroadă, dar nu vreau să-i stric cheful omului. Așa că mai bine-i duc zaibărul și gata. Dar să știi că am eu o surpriză pentru el, mă răzbun eu pe nașul. Și nu pe lumea ilaltă, pe asta, pe lumea asta, că eu în altă lume nu știu. Ce răzbunare, zice Veta? Fă, zic, ca să nu-l ducem cu mâna goală, îl luăm și pe nepotul sucă cu noi, auzi? Ca să le organizeze o țără viața la al de nașul. Mă, fraților, zic și făcut. Umplurăm noi papornițele cu ce trebuie, umplurăm dămijana cu zaibăr de la mâna întâia. Mâna întâia, neaca, pentru nașul. Și hai să plecăm, îl luarem și pe Bismarck. Bismarck e curcanul de care îl ducem plocon lui nașul. Păi da, luarem viu, păi e mare, înfoiat, țâvnos, că zisă sucă. Bă, neamărine, bă, să nu te puie cumva dracu să iei gâtul lui Bismarck, că ne deșală până la București, auzi? Lasă-l să meargă pe picioarele lui, să meargă singur. N-avea grijă, zice, că am eu grijă de el să nu ia razna. Mă, zic, nu e prostul că ăsta degeaba, are el ceva în zama aia de sub căciulă. Zic și făcut, așa că îl luăm pe Bismarck viu și îl detei în grijă lui nepotul sucă. Bă, fraților, pă, cu Bismarck avuserăm noroc. Bă, da, când ajunserăm în fin, în compartiment, mă, era o înghesuială, era o înghesuială, auzi că eu bag seama că dacă venea controlorul atunci, venea controlorul atunci, dacă venea atunci, nu puteam să băgăm mâna în buzunar să-i dăm biletul. Păi da, scoteam fiecare biletul la cine apucam, așa de înghesuială era. Dar în lumea aia, acolo era una grasă, sănătoasă, îmbrăcată roșu. Mă, fraților, mă, când o văzut Bismarck, odată să-mi vinețe așa, să-mi vinețe și început să-mi foaie. Mă, să-mi foia de șai că pleznește. Și o baxa mă pleznea dacă nu da din când în când drumul la presiune, știi? Că făcea... Al dracu sucă să făcea că nu e cu noi, știi? S-a uitat pe fereastră și fluiera așa, apagubă. Bă, fraților, când începu Bismarck să răstească la lume, știi? Bululu, bululu, aia cu coana zice, ce are de face așa? Baxa mă e turbat, zice sucă, că s-a mai văzut un caz la Giubega de un curcan de ăsta a scos ochii la o cucoană. Au, au, ieșiră aia afară, gata, răbăsărăm singuri în compartiment, numai noi și cu unul gras de sta pe vreo trei locuri. Zic, dar matale nu se frică de curcan, matale nu se frică de curcan, zic eu, nu se frică de curcan. Nu, mă, nene, zice, dacă ai ști, matale, câți deștea au intrat la mine în ghiozdănel și se bătu cu mâna pe burtihan, așa. Ce ghiozdănel, zice sucă, dă-l dracu că l-ai dita mai pătețul. E, uite-o cumva, zic, ajunsă la București. Dar nu înainte de a plăti amendă. Păi da, deterăm o amendă grasă pe măsura lui Bismarck. Păi dacă când veni controlorul, în loc să stea cu minte liniștit acolo sub bancă, nu controlorul, bă, frate meu, Bismarck, curcanul de... Că controlorul avea niște ciorap galbin, culoarea păsatului, așa. Când îi văzut Bismarck, odată a început să-l ciugoale de gleznă și hat. Mă, susperii omul, sări în sus, căzu în brață la Veta. Zic, Veto, fata ta, e bine că fusai de față. Păi dacă s-a întâmplat să fiu cumva pe afară, să fiu după în culoar, eu bag seama, când găsam aici cu ceferistul în brață, bag seama, nu-ți mai trebuia bilet de întors, auzi? Bilet de întors nu-ți mai trebuia ce mai.
Mă ajunseram la București, dar ce pregătiri mari, pregătiri mari, duduia blocul ca la NASA. Nu ca la NASA, bă, ca la NASA, la cap Kennedy. Bă, dacă nici nu intrai bine, s-o pierdui pe Veta. O pierdui pe Veta din ochii naburii la bucătărie, că abia o aștepta nașareta să facă ea gustul la potroace, rumeneala la sarmare, să vadă cum a crescut plăcinta. Pe mine mă lua nașul în primire. Bă, fine mărine, și-a dus-și drogul. Ulele, nașule, zic, ce vorbă e asta? Păi mă știi pe mine că umblu cu de-al deștea. De mă, juvete, lasă că știe toată lumea că faci parte din cobilița noastră. Drogul, adusă-și zaibărul. Zo așa, mă, nașule, ce dracu, mă speriași. Păi cum să nu-l aduc? Ea zice, dă-l încoa la probă. Lua nașul un par de probă, nu s-a dumirii. Mai lua unul, plesc că e așa din limbă. Lua pe al treilea, ai pus eticheta. Mărine, zice, valută forte. Zice, cu zaibărul ăsta de sară, îi trag lui șeful meu de servicii, îi trag preșul de sub picioare. Gata! Dar zice, nu cumva să-și umoaie el bătrânul, stăți de el, ai ajută-mă să-l pitul, să-l dosem, să-l punem bine undeva. Luai o dămijeană, mă luai după nașul, dar în loc să o iasă pe pifiță, văd cu o iasă pe odaia bună. Ia, intră în odaia bună și deschisă casa de bani, de-o dăduse răi bătrân, lunașa areta zestre goală. Nu nașa areta goală, bă, casa de bani, de-o dăduse goală. Goală a fost și goală a rămas până astăzi, până băgă nașul zaibărul ea. O închisă nașul zaibărul acolo cu trei chei, le băgăm pozunar, zice, mărine, acum avem acoperire în aur. Poate vrei să zice zaibărul de eu. De bă, zice că zaibărul tău e ca aur, mă. Mă, fraților, pe urmă început zorul mare că scoasă nașul din buzunar, ordinul de împrăștiere, știi? Și pe mine mă trimeasă la sifoane. Mă, duse eu acolo, mă, dar era o coadă. Mă, fraților, era o coadă îndoită așa după colț. Păi da, era strâmbat așa că dacă sta dreaptă, o tăia, o scurta 37, că trecea pe acolo, trecea 37 ca la foc. Stătu eu acolo la coadă și pui să beau tutun. N-am de lucru, intru în vorbă cu un vecin de suferință. Mă, frate meu, zic, dar voi ce așteptareți, mă, de nu umplu rățele sifoane? Le lăsare să le umpleți acum în ultimele ceasuri al lui 78. Păi și matale, ce nu le umpluși până acum? Păi zic, eu nu sunt de aici. Dar și de unde ești? Păi la Băilești. Păi ce pe acolo, prin Oltenia, zice, nu se umplu sifoanele de luași drumul cu apă la București. Și dă-i râsă, el, știi? Mă, uite eu la ei, dar unul mai șugubă, zice, auzi, mă, bade. Matale, știi de ce sunt a doua zi după anul nou oltenii zgriați pe ochi? Nu știu, zice, vorbesc. Păi de aia zice că de anul nou mănâncă și ei săraci cu furculița, zice. Auzi vorbă la el, mă, frate meu, auzi vorbă la el. Dar altul zice, mai agricultura. Zice, tu știi de ce mai nou oltenii nu mai fac mămăliga în ceaun? Nu știu, zic, dar ce-o fac? Păi ce-n tigaie să aibă loc în servieta diplomat. Auzi, mă, frate meu, când auzi una ca asta, mi s-a suit sângele la cap, auzi? Mi s-a suit sângele la cap. Nu de ale glume, că nu-mi pui o mintea cu ele. Dar sunt vechi. Păi ăștia umbla pe la Oltenia cu 2 ani. Acum 2 ani. Dar m-a abținui, gata. Mă uitai, vreau ca mulți. Bă, să nu-mi pui mintea cu ei. Dar nici eu nu mă lăsai, zic. Auzi, dar dumneavoastră știți de ce noi Olteni avem coatele ascuțite? Nu știm, ziseră toți într-un glas. Păi de aia zic eu, să ne facem loc printre fraieri, zic. Ulește, ce vorbă e asta? Cum să vă faceți loc? Păi zic, uite așa, zic eu și mă, cui loc? Ajuns să-i mai învață, ajuns să-i mai învață la zifoane. Dar tot nu plecai de acolo până la 11 și ceva. Mă, când ajunsai acasă, mă, fraților, în loc să fie petrecerea întoi, era o hărmălaie, fierbea toată strada. Că nepotul sucă, scosese pe Bismarck pe balcon, să nu mai ciugoală stafidele la cozonac, să nu ciugoală stafidele, scosese pe balcon. Al dracu Bismarck se văzut pe balcon, o notă să-mi foie, ful, sări pe balcon, pe blocul de alături care era mai mititel. Început sucă cu